Zonele de vacanță din România au un potențial deosebit de mare în atragerea turiștilor din Republica Moldova. Pentru creșterea numărului de turiști de peste Prut a fost semnat un parteneriat între federațiile de promovare turistică din cele două țări. I-am invitat pe agenții de turism moldoveni la mai multe acțiuni de infotrip pe litoralul românesc. Au descoperit că litoralul românesc nu este scump și prost, așa cum aveau ei percepția cu câțiva ani înainte. Așteptăm chiar în această săptămână reprezentanții turismului din Moldova să vină la târgul nostru de turism Vacanța, pe care îl vom deschide vineri pentru constanțeni, astfel încât să promovăm mai mult litoralul și delta către moldoveni, dar desigur să promovăm și constanțenilor și românilor Republica Moldova ca destinație de vacanță. De asemenea, românii se pot îndrepta către destinații turistice din Republica Moldova. Inima ta, inima mea, bate într-o floare. Floare de grai, graiul de plai, plaiul de soare. Managerii agențiilor de turism sunt de părere că poate exista un interschimb de turiști între România și Republica Moldova datorită istoricului comun și a asemănărilor culturale. Există moldoveni care vin să-și petreacă vacanțele în România și asta datorită faptului că nu există niciun fel de barieră de limbă, în primul rând. Al doilea rând este proximitatea, faptul că ei pot să ajungă foarte repede pe destinație. Pot să vină cu mașinile, pot să vină cu autocarele. Românii se pot îndrepta mult mai ușor către Republica Moldova și datorită prețurilor mult mai accesibile. Agențiile de turism din România caută acum soluții pentru ca moldovenii să plătească tarife ceva mai mici pentru litoralul românesc. O soluție ar fi sudul litoralului, care în timpul sezonului estival are un grad de ocupare mai mic.